O eventuală escaladare a războiului este o variantă din ce în ce mai apropiată, având în vedere că de 2 ani și jumătate lucrurile nu stau deloc bine. Vedem că și Europa se înarmează, dar mai mult și NATO își pune artileria la treabă. Asta poate să însemne două lucruri. Ori că flancul estic, între care și România, este destul de în pericol de a fi atacat în viitorul apropiat, ori Europa și NATO au un plan de a descuraja ceea ce se întâmplă cu Rusia la momentul acesta. Practic îi arătăm că și noi avem armată, și noi avem arme nucleare, și noi putem dispune de cele mai înalte elemente de război și prin asta să-l descurajezi, să-l faci să se gândească de două ori dacă intră într-o campanie cu practic toată Europa, mai puțin de Belarus. Pe deasupra și cu forțele SUA. Mi-e greu să cred atâta timp cât rușii se chinuie să cucerească de 2 ani jumătate câteva orașe importante din Ucraina. Totuși astăzi analizăm într-un clip eventualitatea unui atac al Rusiei spre țara noastră. Ce s-ar întâmpla? Care ar fi contextele sociopolitice de atunci, economice, de ce nu? Ce am face? Ce întorsătură ar lua țara asta în cazul unui atac iminent al Rusiei? Agresiunea neașteptată a Rusiei asupra Ucrainei a stârnit temerea că Putin ar intenționa să atace inclusiv state membre NATO, precum țara noastră. Temerea e cât se poate de fondată, căci politica externă rusească e una imprevizibilă. Ce se întâmplă dacă o țară NATO e atacată? Clauza de apărare colectivă din tratatul fondator al NATO, articolul 5 din tratatul de la Washington, e o dispoziție care prevede că un atac împotriva unui membru, adică inclusiv asupra României, e considerat un atac împotriva tuturor membrilor. Aceasta e o parte fundamentală a NATO. Și e motivul pentru care se spune că este o alianță defensivă. NATO afirmă că operațiunile militare sunt desfășurate în temeiul articolului 5 sau al unui alt mandat al Națiunilor Unite, singure sau în cooperare cu alte țări și organizații internaționale. Practic, în cazul în care România e atacată, celelalte state membre NATO se angajează să sprijine țara noastră într-un război contra agresorului. În niciun caz nu vom fi singuri într-un eventual război. În octombrie 2022, ca răspuns direct la conflictul din Ucraina, NATO a declarat: aliații s-au angajat să desfășoare forțe robuste și pregătite de luptă pe flancul estic al alianței. Cele 8 grupuri de luptă demonstrează forța legăturii transatlantice și solidaritatea, determinarea și capacitatea alianței de a răspunde la orice agresiune. Multe activități întreprinse de aliați la nivel național contribuie de asemenea la creșterea activității aliate în partea estică a alianței. Ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, aliații au trimis nave, avioane și trupe suplimentare pe teritoriul NATO din estul Europei, consolidând și mai mult postura de descurajare și apărare a alianței. În mod crucial, Ucraina nu e membra NATO și prin urmare alianța nu e obligată prin tratat să o apere. De ce vede Putin NATO ca pe o amenințare? De la încheierea războiului rece, NATO s-a extins spre est, primind 14 noi țări, inclusiv statele fostului pact de la Varșovia, precum România și celelalte 3 națiuni baltice care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Rusia consideră că acest lucru reprezintă o amenințare la adresa granițelor sale și continuă să afirme că e vorba de o trădare a promisiunilor occidentale de la începutul anilor 90, lucru pe care NATO îl neagă. Ucraina nu e membra NATO, dar are o promisiune din 2008 că va ajunge în cele din urmă să adere. De la răsturnarea unui președinte prorus în 2014, Ucraina s-a apropiat din punct de vedere politic de Occident, a organizat exerciții militare comune cu NATO și a acceptat livrarea de arme. Kievul și Washingtonul au considerat că acestea sunt mișcări legitime pentru a consolida apărarea Ucrainei după ce Rusia a cucerit regiunea Crimea în 2014 și a oferit sprijin separatiștilor din estul Ucrainei. Putin consideră însă că legăturile tot mai strânse ale Ucrainei cu alianța ar putea face din ea o platformă de lansare pentru rachetele NATO îndreptate spre Rusia. A declarat că Rusia trebuie să stabilească linii roșii pentru a preveni acest lucru. În octombrie 2022, Putin a declarat că trupele NATO pe teren care luptă împotriva armatei ruse ar fi un pas foarte periculos, care ar putea duce la o catastrofă globală. Într-un discurs recent, Putin a mai spus că în documentele NATO, țara noastră este declarată în mod oficial și direct principală amenințare la adresa securității nord-atlantice, iar Ucraina va servi ca o trambulină înainte pentru această lovitură. Dar cererile sale ca Ucraina să renunțe la obiectivul său pe termen lung de a se alătura alianței militare atlantice au fost respinse în mod repetat de Kiev și de statele NATO. România e o țară greu de atacat. Din fericire, pe lângă faptul că ceilalți membri NATO ne-ar sprijini într-un eventual război de agresiune asupra țării noastre, România este și o țară greu de atacat, conform unui interviu al generalului Dan Grecu pentru Adevărul. Generalul nu crede că Rusia va ataca și alte țări, cu atât mai puțin state membre NATO.
Admite însă că un asemenea scenariu nu trebuie exclus în totalitate, ținând cont că Putin a sfidat până acum orice logică, pornind de la ipoteza în care Putin ar încerca să surprindă cu un atac asupra flancului sud-estic al NATO, adică pe direcția României și a Bulgariei, ar avea două variante. În partea de sud-est, într-o eventuală agresiune militară prin Bulgaria, o posibilă direcție de ofensivă se înfundă, cum spunem noi, în munții Rodopi și Balcanii de Est, iar o alta, relativ paralelă cu Dunărea, ar implica expunerea totală a flancului nordic al agresorului, implicit nevoia unei acțiuni similare la nord de Dunăre prin România. În plus, chiar dacă Bulgaria a devenit membră NATO, relațiile țării cu Federația Rusă au rămas strânse, având în vedere atât aspectele socioculturale, apartenența la grupul slav și religia ortodoxă, cât și cele economice, Bulgaria fiind dependentă de resursele energetice rusești, care îi asigură integral consumul de gaz natural și combustibilul nuclear și în bună parte cele de hidrocarburi, a spus generalul. A doua variantă și mai abruptă ar viza un atac asupra României, însă și aici rușii ar avea de înfruntat pe lângă trupele NATO și alți factori, ceea ce o face aproape imposibil de pus în practică. În ce privește o eventuală direcție prin România, să facem apel la istorie și să amintim că majoritatea istoricilor și analiștilor militari care au studiat cel de-al doilea război mondial sunt de acord că părăsirea de către armata română a alianței cu Germania a scurtat războiul cu circa 6 luni. Atâta fiind estimat timpul de care armata roșie ar fi avut nevoie să depășească o apărare organizată pe Carpați, a punctat generalul Grecu. Dacă în România și Bulgaria până și relieful ar pune probleme oricărui atacator, în nordul flancului estic nu ar exista astfel de piedici. Așa se explică, mai spune generalul, și faptul că aparent NATO acordă mai multă atenție acestei zone. Cu totul deosebită este situația în partea de nord, unde statele baltice au o frontieră comună cu Federația Rusă, Estonia și Letonia direct, iar Lituania prin enclava Kaliningrad, un cartof fierbinte situat între Polonia și Lituania, unde Rusia a desfășurat importante efective militare, avioane de luptă și armament nuclear. Distanța dintre Belarus, un aliat fervent al Rusiei, și enclava Kaliningrad, prin coridorul Suwalki, aflat la granița polono-lituaniană, e doar 65 de km în linie dreaptă, ceea ce face ca acesta să fie considerat unul din cele mai sensibile puncte de pe teritoriul alianței. Pe de altă parte, relieful favorizează acțiunile ofensive atât spre Kaliningrad, unde distanța este mică, așa cum am spus, cât și spre Polonia, unde de la granița cu Belarus și până la granița cu Germania există un relief jos, singurele obstacole naturale importante fiind râurile Vistula și Oder, parțial și Bugul. Pe cale de consecință, există argumente solide să afirmăm că țările baltice și Polonia sunt cele mai expuse state de pe flancul de est, concentrarea alianței asupra regiunii fiind și logică și necesară, a completat generalul. Revenind la sud-estul flancului NATO, trebuie menționat că nici această zonă nu a fost neglijată, subliniază generalul. România și Bulgaria se află sub umbrela NATO, iar prezența militară de aici are toate argumentele pentru a descuraja Rusia. Să nu uităm faptul că în țara noastră există o brigadă multinațională, un comandament de divizie multinațională, ambele operaționale, și un comandament de nivel corp de armată în curs de operaționalizare. Mai mult, întreaga zonă beneficiază de sprijinul aerian al NATO, asigurat printr-o prezență constantă a aviației aliate în serviciul de poliție aeriană al României și Bulgariei, și de sprijinul aerian asigurat de flota aliată din Mediterană, care la acest moment include numai puțin de 3 portavioane. Tot în acest sens, trebuie să privim recenta decizie a liderilor NATO de a constitui cele 4 grupuri de luptă în zona centrală și de sud a flancului estic, cel din România, în care Franța este națiunea cadru, fiind și cel mai avansat în operaționalizarea, încheiat Dan Grecu. Astfel, cel mai important argument în sprijinul afirmațiilor generalului e că Rusia nu ar avea niciun caz forțele necesare pentru a ataca România sau altă țară NATO. Altfel spus, NATO e net superioară pe toate planurile, iar o acțiune a Rusiei ar fi sortită din start eșecului. Unui eșec chiar mai mare decât în Ucraina. Românii nu ar fi dispuși să-și apere țara. Dacă prin absurd Rusia va reuși să ne atace, ei bine, atunci vom avea unele probleme, în special cu faptul că nu prea mulți s-ar oferi voluntar pentru a lupta în armata română. Doar 36% din cetățeni sunt dispuși să participe la apărarea țării așa cum pot, în vreme ce 30% optează pentru varianta aș pleca din țară sau m-aș ascunde cu familia într-un loc sigur, iar 33% ar aștepta să vadă cum decurg lucrurile. Expertul militar Aurel Cazacu e de părere că o astfel de atitudine vine și din neîncrederea în autorități și economie. Specialistul a declarat că, din punctul meu de vedere, cel mai mare risc pentru România nu e atât intrarea în conflictul din Ucraina, cât posibilitatea ca pe teritoriul țării să cadă proiectile rătăcite, să fie explozii. Vă dați seama că asta ar declanșa un alt exod. A mai pierde câteva sute de mii de tineri ar fi un dezastru raportat la declinul nostru demografic. Cred că astfel de atitudine de care vorbiți vine și din neîncrederea în autorități și economie. Pentru a recâștiga această încredere ar trebui să reindustrializăm țara, să oferim ceva aici celor care vor să plece. Nu în ultimul rând, industria de armament are nevoie de finanțări.
Offsetul a fost mereu o promisiune. Mă uit la polonezi care au cumpărat avioane de 10 miliarde de dolari, dar au și fabricat piese de 30 de miliarde. Lipsa atitudinii războinice a românilor reiese și din întrebarea care surprinde ce ar face respondenții dacă ar izbucni un război între SUA și China. 60% sunt de părere că România să nu se implice sub nicio formă în conflict, 4% spun că ar trebui să sprijinim SUA, iar 34% cred că ar trebui să facem ce fac și ceilalți aliați din NATO. Similar, întrebarea legată de sfârșitul conflictului din Ucraina arată că 70% consideră că războiul trebuie să se oprească urgent, chiar dacă asta ar presupune să cedeze și Ucraina ceva, în vreme ce 28% cred că Ucraina ar trebui ajutată până câștigă războiul sau Rusia se retrage. Peste 75% cred că în România se acordă prea multă atenție războiului din Ucraina și nu se vorbește despre alte probleme mai importante pentru oameni. Scenariul ca România să fie atacată e puțin plauzibil în acest moment, Rusia știind că o astfel de acțiune ar fi sortită eșecului. Însă dacă prin absurd s-ar întâmpla asta, am avea sprijinul forțelor NATO care ne-ar sări în ajutor. Cu toate astea, românii nu par dispuși să-și apere țara în eventualitatea unui război pe teritoriul României. Forțele armate ale Federației Ruse sunt o organizație militară de stat, care conform poziției oficiale a Federației e concepută pentru a răspunde la orice agresiune împotriva Federației Ruse, pentru apărarea armată a integrității și a teritoriului său. Au fost create la 7 mai 1992, în acel moment existând aproximativ 2,8 milioane de militari, fiind una din cele mai mari forțe armate ale lumii. Numărul de oameni e stabilit prin decretul președintelui Federației Ruse de la 1 ianuarie 2008, acest decret stabilind un personal total de 2.020.000 de oameni, din care 1 milion de soldați. Înainte să începem, trebuie să amintim că acest clip este sponsorizat de World of Warships. Acesta e un joc tactical shooter în care controlezi nave celebre din istorie și te bați cu alți playeri. Cu siguranță nu ești singurul fan al acestui tip de joc, asta pentru că poate fi jucat în echipă cu prietenii tăi. Cu peste 400 de nave customizabile importante din istorie, poți naviga în voie pe mările din joc. Hărțile sunt inspirate din locuri istorice de război. Sigur, ți-ar plăcea să simulezi o luptă navală din al doilea război mondial, ori lupte din 1900. Intră pe linkul din descriere și primești gratis un starter pack în valoare de 25 de euro, care conține 200 de gold coins, 2 nave tari, 20 de camuflaje, 2,5 milioane de credite și 7 zile de premium account. Oferta este valabilă doar pentru cei care își fac cont nou de pe linkul din descriere. Dacă ieși de pe consolă, pentru a primi pachetul va trebui să dai click pe al doilea link din descriere, Warship Legends. Eu zic că e o ofertă foarte bună. Nu uita, intră pe linkul din descriere și primești gratis un starter pack în valoare de 25 de euro. Totodată vei susține și ajuta și acest canal. Îți mulțumesc! Președintele Rusiei, Vladimir Putin, constituie de asemenea și conducerea Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Acesta aprobă doctrina militară a Rusiei, numește și eliberează din Comanda Supremă a Forțelor Armate. Președintele, în calitate de comandant suprem, concepe și planuri pentru construirea forțelor armate, un plan de mobilizare a forțelor armate, planurile de mobilizare a economiei pentru efortul de război și un plan de apărare civilă și alte acte în domeniul construcției militare. Un clasament al Global Firepower utilizează peste 50 de factori individuali pentru a determina indicele care analizează puterea armată al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la putere militară și financiară până la capacitatea logistică și geografia. Ce capacitate militară are Rusia? Are un personal în primul rând de 1.350.000 de persoane, dintre care 850.000 activi, 250.000 în rezervă și 250.000 forțe paramilitare. La o populație de peste 142 de milioane de cetățeni, Rusia are o forță disponibilă de aproape 70 de milioane, dintre care aproape 47 milioane sunt apți pentru serviciu militar. Aviația rusă dispune de 4.173 de aeronave, printre care se numără avioane de luptă, transportatoare, elicoptere sau dispozitive pentru misiuni speciale. Peste 12.000 de tancuri sunt în dotarea armatei ruse, la fel ca și peste 30.000 de blindate sau aproape 3.400 de lansatoare de rachete. Și forțele navale se bucură de 605 nave, printre care 70 de submarine. Rusia a rămas în urma statelor occidentale în multe domenii ale tehnologiei militare moderne, inclusiv proiectarea și producția de drone, componentele electronice, precum și recunoașterea radar și prin satelit. De exemplu, Rusia produce în prezent drone de supraveghere sub o licență israeliană și îi lipsește complet capacitatea de drone de asalt.
Rusia lucrează de asemenea la modernizarea centrelor sale de comandă și control care servesc la procesarea informațiilor de pe câmpul de luptă pentru a le furniza trupelor. Pe lângă capacitatea de arme de atac, Rusia e una din puterile militare ale lumii. Arsenalul ei nuclear cuprinde aproximativ 1550 de focoase nucleare. Există un domeniu în care Rusia este în mod clar numărul 1. Kremlinul a anunțat că Rusia are mai multe tancuri decât orice altă națiune din lume. Neoficial, sunt cifre de 20.000, ceea ce ar însemna că Rusia are mai multe tancuri decât toate țările NATO la un loc. Majoritatea puterilor europene și-au redus capacitățile de tancuri după sfârșitul războiului rece, concentrându-se în schimb pe conflictele cu grupările teroriste și de gherilă. Acest lucru îi pune într-un dezavantaj masiv în cazul unui război la sol în Europa. În cazul unui război în Europa, Rusia deține și un avantaj logistic față de Occident. Acolo unde NATO ar avea nevoie de luni de zile pentru a se mobiliza pe deplin, Rusia ar putea aduce întăriri într-un timp mult mai restrâns. Vă întrebați din titlu cum stă România în clasament, în care sunt analizate peste 140 de state din lume. România se află pe locul 38, cu un index de 0,59. Potrivit aceleași surse, personalul militar este de 132.000 de persoane, dintre care 67.000 active, 50.000 în rezervă și 15.000 paramilitare. La o populație de circa 21 milioane de cetățeni, 9 milioane ar fi apți pentru serviciu militar dintr-o forță disponibilă de 13. Aviația română are la dispoziție 147 de aeronave, dintre care 62 sunt elicoptere, dar niciunul de atac. Armata se mai bucură de 451 de tancuri, aproape 1400 blindate și peste 200 de lansatoare de rachete. Marina română se bucură de 45 de nave, România, ca parte a alianței NATO, beneficiază de articolul 5 din tratatul NATO, care prevede că orice amenințare la adresa securității unui stat membru atrage o intervenție a statelor aliate. România, ca parte a alianței NATO, beneficiază de articolul 5. Acest articol 5 fiind unul din cele mai mari beneficii de după 90. Principiul de bază al Alianței Militare Internaționale e sistemul său de apărare colectivă. Orice stat membru e atacat de o terță parte, fiecare stat membru trebuie să intervină pentru a-l apăra. Poziția de descurajare și apărare a NATO se bazează, printre alți factori, pe o combinație eficientă de sisteme și platforme de armă de ultimă oră și forțe antrenate pentru a lucra împreună fără probleme. Eu zic că nu stăm rău ca armată, dar sigur se poate îmbunătăți situația foarte mult, mai ales în contextul